Handball Club Zalău a obținut a doua victorie în noul sezon competițional, după ce s-a impus la 10 goluri diferență în fața echipei CSM Roman, scor 31-21 în primul meci al etapei a 5-a, acumulând astfel 7 puncte în clasamentul Ligii Florilor. Începutul de meci a fost unul echilibrat. Zalăul a preluat pentru prima dată conducerea în minutul 11 prin golul reușit de Roxana Solozi. Fetele pregătite de Elena și Gheorghe Tadic au avut la pauză 2 goluri diferență, 17-15. În fața unui public numeros, HC Zalău a avut o evoluție spectaculoasă în repriza a doua, chiar dacă în teren au intrat și jucătoarele tinere. În minutul 57, după reușita Claudiei Constantinescu, Zalăul avea un avans de 11 goluri, 30-19. În ultimele minute de joc a intrat în poartă Cristina Lung, care a apărat o aruncare de la 7 metri, fiind aclamată de suporterii prezenți în sala sporturilor Gheorghe Tadic. Pe final, Handball Club Zalău s-a impus la 10 goluri diferență, 31-21. De la Zăloance s-a remarcat Solozi, care a înscris 8 goluri. O victorie importantă, ne interesau în primul rând punctele, dar sigur că de la început ne-am propus să ne mai aranjăm și golaverajul, întrucât ați văzut că la golaveraj unele echipe, acum în debut de campionat, sigur, egalitate de puncte, pierd câte 2-3 locuri, lumea din păcate privește numai spre poziția în clasament. E ceea ce ne-am propus, sigur, în afară de, să zic așa, neșansa care am avut-o în prima etapă la Galați, când am făcut acel egal, am pierdut practic în ultimele 5 secunde 2 puncte, era cu totul altceva. Apreciez că repriza a doua fetele au jucat foarte bine pe ceea ce ne-am propus și ce am schimbat la pauză. Lucrurile au început să funcționeze mai bine în faza de apărare, inclusiv Chelemen ne-a ajutat și astăzi foarte mult, o felicit. A prins mingi pe care scriau gol, dar și am reușit imediat să marcăm. Ăsta e, de fapt, jocul. După cum ați văzut, sunt câteva jucătoare care muncesc foarte mult, 60 de minute. A fost astăzi cazul și al lui Constantinescu și al lui Trif, în principal. Deci trebuie să o evidențiez și pe Trif, pentru că a jucat foarte bine perioada în care s-a rupt echilibru. Și sigur că suntem mulțumiți, pentru că până la urmă urmei în jocurile astea cu echipele care sunt după locul 5 în jos sau au obiective de după locul 2, 4, 5 acolo la cupe europene, e important și rezultatul direct în caz de egalitate de puncte. E motivul pentru care am încercat să menținem un ritm ridicat până la capăt. Cred că am și reușit. Sigur, a trebuit să dau drumul și la jucătoarele mai tinere, să simtă și sala și jocul, și au fost suficiente în teren. Abed a rezolvat foarte bine postul de pivot în atac și mă rog, eu le felicit pentru modul în care au luptat. Totodată mulțumesc și publicului, care în momentele dificile la început atunci ne-au ajutat. Un joc ține 60 de minute și e important ce se întâmplă în minutul 60, secunda 60. În rest, sigur că debuturile poate să fie mai puțin sau mai, când jucătoarele sunt odihnite, poate să fie mai mult sau mai puțin concludente. Tăria, pregătirea fizică, și a spus cuvântul repriza a doua, și sunt chiar foarte mulțumit de modul în care au luptat, de determinarea cu care au luptat, implicarea pe care au avut-o fiecare. S-au și concentrat, au marcat aproape de fiecare dată când au avut
oportunitatea și deci ca atare sunt foarte mulțumit. După jocul cu Romanul, HC Zalău va susține dubla manșă din Cupa EHF cu Borussia Dortmund, meciul tur fiind programat la Zalău în 13 octombrie. Iubitorii handbalului din județ pot achiziționa în continuare abonamente pentru întreg sezonul competițional, prețul fiind de 100 de lei. Abonamentele pot fi achiziționate de la caseria sălii sporturilor zilnic de luni până vineri între orele 15 și 16.